Dar până atunci vine să dea totul din casă domnișoara Ava Victoria, însoțită de mama ei, arhitect la Visuri la Cheie, show-ul care începe în această seară, un sezon nou la ProTV de la ora 21:30. Iuhu! Visuri la Cheie. Așadar, să o primim pe încântătoarea Oana Boghiu! E pentru mine? Bună, Ava! Adevăr că și noi am împărțit niște floricele înainte de a intra în direct. Poți să deschid? Stai să văd doar eu. Nu pot să cred. Stai că e o cutie. E pentru copii. Pentru copiii mei, pentru David și pentru Eva, să vedem. Visuri la Cheie, crede în oameni, credem în noi începutul, construim noi visuri, avem noi colegi, încercăm noi unelte, noua echipă. Dragoș, Cristina, Andra, Mara, Oana, Alex și Andrei. Și am aici un kit de visător cu vopsele. Ai, ce tare, bă! Niște șabloane. Ca să poți să desenezi? Pe haine. Pe haine? Da, e vopsea de textil și poți... Mamă, ce mișto, ai cămașa asta albă și ar fi perfect pe spate, aș putea să desenezi ceva. Nu azi. Nu astăzi. Poți să încerci acasă, sunt sigură că ai și tu o cămașă albă acasă. Deci am primit un kit, oameni buni, un kit de visare. Ce frumos sună, de visător, un kit de visător. Ca să poți să desenezi. Mersi mult de tot. O să facem în felul următor. Ava, ai văzut că sunt un băiat bun, vreau să rămâi cu mine, iar pe mama ta să o lăsăm la canapea, să avem o discuție amândoi, vrei? Okay. Ava, du-te pe la ciucă să vezi cum e cu muzica. Vii la mine aici să spun ceva. Căștile. Toți copiii care au venit aici și au spus tot ce am întrebat eu. Stai să te pun așa, stai un pic să nu stăm cu spatele la camera de filmat. Te întorc așa, stai, așa, mama își pregătește acolo, ia să vedem. Stai bine așa? Fii atentă, trebuie să stăm amândoi. Să-ți dau și paharul ăsta la o parte, să nu facem vreo belea pe aici. În felul următor, deci mama ta n-aude absolut nimic. Dacă tu vorbești cu mine tot și îmi spui tot ce te întreb eu, fii atentă, Zâna Măseluță, Moș Crăciun, Iepurașul de Paște, toți vin la tine săptămâna asta. Ce zici? Fac o excepție și toți vin. Vrei? Îmi spui? Începem. Aflăm niște lucruri de la copii, oameni buni, pentru că, ce credeți, copiii sunt cei mai sinceri și putem să știm exact cum stau lucrurile. Vreau să-mi spui clar cum îl strigă mami pe tati prin casă. Dragoș. Dragoș? Așa direct? Nu-i zice drăgoșelul meu, iubire, Dragoș? Dar cum strigă ea? Cum? Dragoș? Cum zice? Dragoș. Și Dragoș cum o strigă pe mami? Oana. Oana? Dar nu-i zice, nu-i zice vulpița mea sau chestii de genul ăsta? Sau iepurașul meu sau... nu? Nu-i zice? Veverița mea, nu? Deci cum o strigă? Doar așa, Oana, Dragoș? Se pupă? Se pupă? Nu? Deloc? Se pupă uneori. Păi normal că se pupă uneori. Și când se pupă... Când, uite-te la mine, tu vorbești cu neaba. Când se pupă, tu pui mâna la ochi, este? Hai să vorbim altceva. Vreau să fii sinceră cu mine. Cine spală vasele mai des la voi? Mami sau tati? Ea n-aude nimic acum și tu trebuie să spui tot. Ia să vedem. Mami. Spală vasele? Bun, perfect. Dar care dintre ei sforăie mai tare când dorm? Tati. Hai, las-o încolo. Sforăie tare? Da. Câteodată nu poți să dormi, este? Și mami nu poate să dormă, dar eu pot. Mami e mai sensibilă, nu? Dar tati cum face? Nu, nici chiar așa, nu? Foarte tare. Bun, deci tati sforăie mai tare. Cine mănâncă mai mult, mami sau tati? Tati. Băi, nene, băi, dar mănâncă tot? Aproape. Aproape tot din farfurie? Ce tare mi se pare chestia asta. Da, uneori mănâncă tot. Cine? Tati. Dar cine mănâncă ceapa acasă, mami sau tati? Amândoi. Ca să se poată pupa. Ceapă, am înțeles. Știi ce vreau să te întreb? Care e mai glumeț? Care face așa mai mult glume prin casă? Care e mai... Bine că mi-ai zis tati. Tot tati? Bă, de nene, deci tati mănâncă mai mult, tati sfore, tati e mai glumeț, tati pupă mai mult. Păi ce facem aici? Tu te înțelegi mai bine cu tati sau cu mami? Cu tati. Tot cu tati te înțelegi mai bine? E mai de gașcă? Deci să înțeleg că cu el poți să faci mult mai multe năzbâtii, nu? Adică mami e mai severă?
E cu reguli, nu? Arhitectă, să fie totul la linie, totul drept, totul, nu? Te enervează câteodată, mami? Fii sinceră. Da. Te cred. Fii atentă. Îți spun eu că ea n-aude și nu se audă. Deci fii atent, dacă, uite-te la camera acolo. Nu că n-aude. Hei, te vezi, are mâncă. Uite-te la camera și dacă te enervează, uite-te la camera acolo. Da, da. Fii atent. Dacă te enervează, clipește așa de două ori. Să fie semnul nostru. Ai clipit de prea multe ori. Câte, e nervantă câteodată, nu? Cântă prin casă? Nu cântă? Cântă tati. Cântă tati prin casă? Nu cred. Cântă? Și cântă? Și pune muzici foarte tare până la etajul 2. Voi la ce etaj stați? La parter? Zero. La parter, nu? Și îți aude până la etajul 2 muzica? Băi, nene, mai vin vecinii pe la voi să facă... Hei! Dragoș, mai ușor, nu? De ce pune? Ce ascultați? Multe muzici. Gașca Zurli? Altceva. Am înțeles. Radio. Radio? Nu înțeles. Curat cine face mai mult prin casă? Mami sau tati? Curat cu cine face mai mult prin casă? Mami. Deci mami spală vasele, mami face mai mult curat. Totul e, da, cum să nu, am înțeles. Hai că am înțeles lucrurile. Dar știi ce vreau să te întreb? Cine îți face mai mult ție poftele? Mami sau tati? Adică când vrei tu ceva, cine îți cumpără mai mult? Mami sau tati? Tati. Așa sunt tații ăștia, și cei mai tari tații, nu? Tații de fete și cei mai tari. Așa e? De tu știi că ești foarte frumoasă? Fii atentă, de acum încolo facem în felul următor. Semnul nostru este, când te enervează mami, clipești de multe ori din ochi. Ia. Ok, perfect. Uite, acum zici că ești o păpușă. Hai să vorbim și cu mami, vrei? Poți face așa? Bun, hai să mergem să vorbim și cu mami, vrei? Perfect, stai acolo că te iau eu. Stai acolo că vin eu să te iau, să nu sar, să nu faci vreo aventură. Haide să povestim. Bravo. Eu sunt pe post de însoțitorul tău aici la emisiune, nu? Da, ce ai auzit? Nimic. N-auzi nimic, absolut nimic. Muzică, ce ai spus? Ce faci, Moana? Cum ești? Cum ești, Moana? Bine. Na. În nasol? Am înțeles că mai greu cu somnul noaptea. Nu e adevărat. Las. Se vede. Am cearcăneț? Adică tati soare mai mult și tu. Care a fost întrebarea pe care ai pus-o? Zim. Ai secrete cu Cătălin? Nu, stai. Deci nu uita, avem noi un semnal nostru, da? Când e, simți că merge. Perfect. Oana, deci în seara asta începe un nou sezon, Visuri la cheie, de la ora 21 și 30 de minute, corect? Da, este noul sezon, Visuri la cheie și astăzi este premiera. Astăzi este premiera, cum a fost, serios? Foarte drăguț, îmi place. Îți place? Da. Pentru da. Că practic tu ai luat locul Laurei, sora ta, exact. Care și ea urmează să devină mămică, nu? Ai aflat? Păi am văzut pe Instagram. Cum? Ești la Close Friends? Păi nu v-am întrebat eu și ați zis că da. Da? Da. Nu știam. Da. Și nu v-am întrebat eu? Mi-a zis ea. De ce te uiți așa în ochii mei? Cum, clipește? Da. Avem noi un semn. Pur și simplu și copiii vor să... Na. Bun, glumie, să știi că e foarte simpatică Ava și e foarte drăguță și m-am înțeles, dar am înțeles în felul următor, că tu ești gospodină în casă, deci tu speli vasele, tu faci curat, am înțeles că Dragoș dă muzica cam tare, e adevărat? Așa face? Nu. Se aude până la etajul 2. Mă rog, tu nu ești acasă atunci când dă muzica mai tare. Până la etajul 2, face zarvă în casă, cântă dar oricum cel mai degașcă tot Dragoș e. Așa e? Ce? Tati e cel degașcă și eu nu? Păi da, pentru că tu ai zis că ești cu reguli, tu ești arhitectă cu reguli. Da. Păi unul trebuie cu reguli și unul cu distracție, nu? Așa e, asta ca să funcționăm. Tu ești cu regulile, ele cu distracția. Spune ce te-a impresionat cel mai tare sezonul ăsta la Visuri la cheie. Fiecare familie are povestea ei și fiecare poveste este impresionantă la rândul ei. Adică nu vrei să iei ceva de acolo? Ia tot ce vrei tu. Poți să te servești singur. Și
Nu, te-am întrebat chestia asta pentru că mai sunt colegi de-ai tăi care veneau și spuneau: domne, țin minte familia respectivă, copilul respectiv, de care s-au pur și simplu atașat, pentru că există lucrurile astea și se întâmplă. Și de asta te-am întrebat. A fost un caz care m-a impresionat și anume o... N-aș da detalii. Este un caz care m-a impresionat. O să, dacă urmăriți emisiunea, o să vedeți exact despre ce este vorba. Și o să, sunt sigură că o să vă dați seama. Adică... Sunt cazuri care nu pot să treacă așa ușor, fără să... Sunt anti-abuzuri de toate felurile, că sunt emoționale, fizice, nu-mi plac. Și e un caz în care... De ce clipim așa? Care-i codul? No. Care-i codul? Când clipește înseamnă că... Rămâne între noi. Când clipește înseamnă că pur și simplu te salută. Hello, mami. Ah, ok. Am înțeles. Și trebuie să vină așa în fața mea să mă salute, nu? Da, să vezi bine, da. Așa, știi ce vreau să te întreb? În seara asta ce vedem în primul episod de Visuri la Cheie, de la ora 21:30 de minute? Am spus 21:30 de minute. O casă făcută de la zero, un super apartament făcut de la zero. Păi vreți să dau, vreți să dau din casă? Numai bine. Nu putem să spunem, nu? Nu. Sunt curios. La 21:30 vedem. Dați drumul pe Pro TV și vedeți, despre ce este vorba. Ideea e că sunt niște lucruri spectaculoase care se întâmplă acolo și sunt tot felul de transformări fabuloase și chiar faceți o treabă foarte bună și felicitări, serios. Mulțumim. Să o salut și pe Laura. L-ai văzut și pe Dragoș? Și pe Dragoș și să salut toată echipa de arhitecți, pentru că acum deja sunteți mult mai mulți cu forțele unite ca să faceți o treabă fabuloasă. Îți mulțumesc mult de tot că ai trecut pe la noi. Mulțumesc și te mai așteptăm. Și Ava, Victoria, să știi că e foarte tare. Și vreau să știu și ce ați vorbit. Stai liniștit. Trebuie să mă uit în reluare ca să aflu, nu? N-ai, pe bune, n-avem reluare și n-are rost să te uiți. Efectiv, ce a fost aici, rămâne aici. Îmi spui și mie în mașină, da? Da. Ava? Nu spui nimic, rămâne secretul nostru, da? Bravo! Somn ușor să aveți, să te odihnești tu la noapte. Mulțumesc! Apreciez! Așa o să fac. Cum am zis? Tare, nu? Perfect! Bine, vă pupăm, aveți grijă de voi, vă mai așteptăm, da? Da, mulțumim de invitație! Mulțumim mult de tot!